Vă salut cu ocazia unui nou clip cu titlul Lumea nu este cum crezi și după cum arată și titlul clipului, voi încerca să răspund la întrebarea la ce distanță maximă de pământ se poate ajunge într-o viață de om. Adică va fi vorba despre călătoriile cosmice. Nu mă voi referi la aspecte tehnice, tehnologice sau la restricții de ordin energetic sau practic, ci voi discuta această problemă strict din punct de vedere teoretic. După cum veți vedea, la această întrebare există două răspunsuri total diferite și totuși amândouă adevărate. Cum se poate așa ceva? Se poate datorită teoriei relativității, așa că în acest clip va fi vorba și despre această teorie. Despre cât de departe se poate ajunge, vă voi da întâi o veste proastă, apoi o veste bună care ne va arăta că vestea proastă nu era chiar atât de proastă și, din păcate, la sfârșit încă o veste proastă care ne va arăta că vestea bună nu era chiar atât de bună. Acesta va fi șirul explicațiilor. Să începem cu vestea proastă. Cei care au fost curioși să afle câte ceva despre teoria relativității au rămas de multe ori cu ideea că teoria relativității ne spune că viteza luminii în vid este cea mai mare viteză posibilă din univers. Ei bine, nu este chiar așa. De fapt, postulatul lui Einstein, unul dintre cele două postulate care au dus la apariția teoriei relativității restrânse întâi, deci postulatul care se referă la viteza luminii, spune așa: lumina are aceeași viteză în toate sistemele de referință inerțiale. Deci viteza luminii este o constantă și are deci aceeași valoare în toate sistemele de referință inerțiale. Atât. E adevărat că, pornind de aici, se poate demonstra că nu putem accelera un corp folosind un anumit sistem de referință în acel sistem de referință, nu putem accelera un corp până când ajunge la viteza luminii. Poate să se apropie oricât de mult teoretic de viteza luminii, dar nu poate să ajungă la exact viteza luminii. Este adevărat de asemenea că nu putem trimite dintr-un loc într-altul informație sau substanță cu viteză mai mare decât viteza luminii. Dar asta nu înseamnă că nu pot exista viteze mai mari decât viteza luminii. De pildă, două corpuri care se îndepărtează unul de celălalt pot avea în anumite sisteme de referință viteza relativă, deci viteza unuia față de celălalt, mai mare decât viteza luminii. Sau galaxiile care sunt la distanțe enorme de noi, la marginea Universului observabil, au viteze, pot să aibă deja viteze mai mari decât viteza luminii față de noi. Ceea ce înseamnă că și noi avem față de ele viteze mai mari decât viteza luminii și ceea ce înseamnă că orice semnal care pleacă de la galaxiile respective spre noi nu va ajunge niciodată la noi. N-are cum. Deci, nu putem accelera un corp până când el ajunge la viteza luminii și nici nu vorbim despre până când ar depăși viteza luminii. Acest lucru este adevărat și aceasta este vestea proastă. Și anume că dacă o navă cosmică pleacă de pe Pământ, oricât de mult timp accelerează, nu va ajunge la viteza luminii. Se va putea apropia de viteza luminii, așa cum am spus, oricât de mult, dar nu va putea ajunge la viteza luminii. Niciodată. Și asta înseamnă că, presupunând că nava este capabilă să atingă viteze foarte apropiate de viteza luminii, atunci, într-o viață de om, să zicem în 70 de ani de călătorie, măsurați pe Pământ, nava nu va putea ajunge mai departe de
70 de ani lumină. Deci asta ar fi limita. Și aceasta este vestea proastă. Și acum vestea bună. Tot teoria relativității restrânse ne arată că cei 70 de ani măsurați pe Pământ nu sunt tot 70 de ani măsurați în sistemul navei, măsurați pe navă. Între timpul măsurat pe navă și timpul măsurat pe Pământ există următoarea relație. În această relație, T indice N este timpul măsurat pe navă, T indice P este timpul măsurat pe Pământ, V este viteza cu care se îndepărtează nava de Pământ și C mic este viteza luminii în vid. Se vede că valoarea radicalului se face tot mai mică pe măsură ce V se apropie de C, pe măsură ce viteza navei se apropie de viteza luminii în vid. Ceea ce înseamnă că timpul măsurat pe navă va fi tot mai scurt pe măsură ce nava se apropie de viteza luminii față de timpul măsurat pe Pământ. Această formulă se poate scrie și altfel, așa cum vedeți acum, și ne permite să calculăm raportul dintre timpul măsurat pe Pământ și timpul măsurat pe navă. Deci, de fapt, ne arată de câte ori este mai lung timpul măsurat pe Pământ decât timpul măsurat pe navă. Sau ne arată de câte ori este mai scurt timpul măsurat pe navă decât timpul măsurat pe Pământ. Fracția din dreapta semnului egal are un nume, se numește factor Lorentz. Deci 1 supraradical din 1 minus V pătrat pe C pătrat se numește factor Lorentz. Și, repet, ne arată de câte ori timpul măsurat pe Pământ este mai lung decât timpul măsurat pe navă. Și acum puteți să vedeți, în funcție de viteza pe care o are nava la un moment dat, cât este valoarea factorului Lorentz. De pildă, pentru cazul în care nava se deplasează cu viteza de 90% din viteza luminii, factorul Lorentz, după cum vedeți, are valoarea aproximativă de 2,3. Pentru o viteză de 99% din viteza luminii, deja factorul Lorentz are o valoare aproximativă de 7. Ceea ce ar însemna că la 99%, dacă nava s-ar deplasa cu 99% din viteza luminii, cei 70 de ani măsurați pe Pământ ar însemna de 7 ori mai puțin măsurat pe nava, adică doar 10 ani. Dacă nava s-ar deplasa cu 99,9% din viteza luminii, deja gamma ar avea valoarea 22 și când ajungem la 99,995 din viteza luminii, deja factorul Lorentz capătă valoarea aproximativă 100, ceea ce înseamnă că la această viteză, dacă o navă se îndepărtează cu această viteză constantă față de Pământ, atunci timpul măsurat pe navă va fi de 100 de ori mai scurt decât timpul măsurat pe Pământ. Această curgere diferită a timpului în cele două sisteme de referință ne arată că, deși pe Pământ au trecut 70 de ani până când nava a ajuns la aproape 70 de ani lumină distanță de Pământ, pe navă, în funcție de cât de mult s-a apropiat de viteza luminii, în funcție de viteza cu care se deplasează, a trecut mai puțin timp. Cei de pe navă sunt încă tineri și pot să meargă mai departe. Cât de departe? Teoretic vorbind, oricât. Pentru că legile fizicii nu ne împiedică teoretic să ne apropiem oricât de mult de viteza luminii. Dacă nava se apropie și mai mult de viteza luminii, pentru milioane de ani care trec pe Pământ, pe navă pot trece doar câteva luni. Ceea ce înseamnă că cei de pe navă pot ajunge chiar până la alte galaxii. Iar dacă nava se poate apropia și mai mult de viteza luminii, atunci pentru miliarde de ani care trec pe Pământ, pe navă vor trece doar câțiva ani, ceea ce înseamnă că nava poate să ajungă până la marginea Universului observabil, într-o viață de om și chiar mai departe. Teoria relativității nu ne impune o limită, nu una teoretică cel puțin, și aceasta este vestea bună. Acum trebuie să fac o precizare. Vorbesc de câtva timp despre viteze relativiste.
în fizică numim o viteză relativistă, dacă este apropiată de viteza luminii. Și o numim așa pentru că la astfel de viteze, efectele relativiste, cum ar fi cel despre care am discutat și anume dilatarea timpului, efectele relativiste nu mai pot fi neglijate. Și am spus de multe ori că nava se apropie de viteza luminii, dar ca să măsurăm viteza unui corp, ne trebuie un sistem de referință. Față de cine se mișcă nava cu o viteză relativistă? Nu uitați, viteza navei este apropiată de viteza luminii în sistemul de referință din care a plecat. Adică această viteză este măsurată față de Pământ. Dar oare cei de pe navă măsoară o viteză a navei față de stelele printre care se mișcă nava mai mare decât viteza luminii? Pentru că așa pare la prima vedere. Să vedem de ce. Să presupunem că de pe Pământ vedem că nava parcurge distanța dintre două stele, care măsurată de pe Pământ este de 10 ani lumină, în un pic mai mult de 10 ani, pentru că viteza ei este apropiată de viteza luminii. Dar am spus că, de fapt, pe navă nu trec 10 ani. Pe navă trece un timp mai scurt. Să zicem că timpul măsurat pe navă este doar de un an, adică e de 10 ori mai scurt decât cel măsurat de pe Pământ. Pe asta nu înseamnă oare că nava are o viteză mai mare decât viteza luminii față de stelele pe lângă care se mișcă? Din moment ce ea parcurge o distanță pe care lumina o parcurge în 10 ani, 10 ani lumină, ea o parcurge într-un an. Atunci nu înseamnă asta că viteza ei este de 10 ori mai mare decât viteza luminii? Ei bine, nu. Și tot teoria relativității restrânse ne arată de ce. Și anume este vorba despre fenomenul numit contracție relativistă. Toate distanțele măsurate pe direcția de mișcare a navei se scurtează, devin mai scurte. Distanțele măsurate de pe navă pe direcția mișcării ei sunt mai mici decât cele măsurate de pe Pământ și sunt mai mici de exact atâtea ori de câte ori timpul măsurat pe navă este mai scurt decât timpul măsurat pe Pământ. Ceea ce înseamnă că nici dacă cei din navă își măsoară viteza față de stelele pe lângă care trec, viteza lor nu este mai mare decât viteza luminii. Din sistemul de referință al navei, întregul univers se contractă pe direcția de mișcare a navei, așa cum vedeți în această animație. Deci, repet, distanța dintre cele două stele care măsurată de pe Pământ este de aproximativ 10 ani lumină, măsurată din sistemul de referință al navei este de doar un an lumină. Pentru că, repet, tot Universul este contractat pe direcția pe care se mișcă nava cu viteze apropiate de viteza luminii. Aceasta înseamnă că distanțele imense pe care nava le poate parcurge nu se datorează unei viteze mai mari decât cea a luminii, ci contracției relativiste a Universului pe direcția mișcării navei. Viteza navei, măsurată din navă față de stelele pe lângă care se deplasează, rămâne în continuare o viteză mai mică decât viteza luminii. Și cu cât mai mult se apropie nava de viteza luminii, cu atât se scurtează mai mult distanțele măsurate pe direcția ei de mișcare, dar viteza ei față de stelele și galaxiile pe lângă care se mișcă rămâne tot timpul mai mică decât viteza luminii. Acum a sosit momentul să ne gândim mai concret la aceste călătorii cu viteze relativiste. Până acum am presupus că nava se deplasează cu o viteză constantă. Am notat viteza respectivă V și am presupus că acea viteză este o viteză constantă cu care nava se îndepărtează de Pământ.
Dar pentru a atinge viteze atât de apropiate de viteza luminii, încât nava să poată parcurge distanțe enorme, chiar intergalactice, ea trebuie să accelereze foarte, foarte mult timp, chiar în propriul ei sistem de referință, ca să nu mai vorbim de timpul măsurat pe Pământ. Cât ar fi cel mai bine să fie accelerația navei? Cel mai bine ar fi dacă ar fi 9,81 metri pe secundă la pătrat. De ce? Pentru că atât este accelerația gravitațională aici, pe planeta noastră, pe Pământ, și aceasta este accelerația cu care suntem obișnuiți. Dacă o navă cosmică ar accelera cu această accelerație, cei din interiorul ei s-ar simți exact ca și aici, pe Pământ. Dacă ar scăpa un obiect, acesta ar cădea, în ghilimele, față de ei și față de navă, cu accelerația de 9,81 metri pe secundă la pătrat, așa cum face și aici, pe Pământ. Dacă o persoană de pe navă s-ar urca pe un cântar, cântarul ar arăta exact același lucru pe care l-ar arăta și aici, pe Pământ. Am vorbit despre această echivalență între un sistem care accelerează și un câmp gravitațional în clipul numit imponderabilitate, care face parte din același playlist cu clipul la care vă uitați acum și al cărui link îl găsiți la descrierea clipului în care mă vedeți acum. De fapt, această echivalență între un sistem care accelerează și un câmp gravitațional a fost punctul de plecare pentru Einstein în ajungerea la teoria relativității generale. Deci cel mai convenabil ar fi ca nava să accelereze până la jumătatea drumului, până la jumătatea distanței pe care vrea să o parcurgă, apoi să se întoarcă cu spatele spre sensul de mișcare și să frâneze restul drumului, cealaltă jumătate, tot cu accelerația de 9,81 metri pe secundă la pătrat, în modul. Și în acest fel, repet, toți cei din navă s-ar simți tot timpul exact ca și aici, pe Pământ. Ei, în acest tip de mișcare este mai greu de calculat raportul dintre timpul măsurat pe Pământ și cel măsurat pe navă, dar există formule pentru asta, se pot face calculele, dar mai greu. De pildă, se poate calcula că pentru a ajunge la 97% din viteza luminii, nava ar trebui să accelereze cam 2 ani măsurați în sistemul ei de referință și că măsurat de pe Pământ, timpul pentru obținerea acestei viteze ar fi de aproximativ 3 ani și 9 luni. Distanța parcursă de navă în acest timp, măsurată de pe Pământ, ar fi de aproape 3 ani lumină. Putem să vedem aceste date în următorul tabel. Cu T, indice P, este notat timpul măsurat de pe Pământ, cu T, indice N, este notat timpul măsurat de pe navă, cu D este notată distanța pe care o parcurge nava în acest timp, măsurată în ani lumină, mai avem raportul dintre viteza pe care o atinge nava la sfârșitul accelerării și viteza luminii și factorul Lorentz calculat pentru această deplasare. Și putem vedea că, de pildă, dacă nava accelerează cu 9,81 metri pe secundă la pătrat 5 ani în propriul ei sistem de referință, măsurați acești ani în propriul sistem de referință, pe Pământ vor trece aproape 84 de ani între timp și nava va parcurge în cei 5 ani măsurați în sistemul ei de referință, va parcurge o distanță de aproape 83 de ani lumină măsurați de pe Pământ, bineînțeles. Și va ajunge la 99,993% din viteza luminii. Să luăm și ultima valoare, dacă nava accelerează 12 ani cu această accelerație de 9,81 metri pe secundă la pătrat, atunci între timp pe Pământ vor trece aproximativ 113 ani
și distanța parcursă de navă măsurată de pe Pământ va fi de tot cam așa 113 de ani lumină. Deci, asta ne arată că și în acest tip de mișcare efectele relativiste există, bineînțeles, pentru că nava ajunge la viteze apropiate de viteza luminii și este un mod mult mai convenabil de a călători, pentru că, repet, cei din navă se vor simți tot timpul exact ca pe Pământ. În concluzie, nu există o limită teoretică a distanței pe care o putem parcurge într-o viață de om. Dar trebuie să plătim un preț pentru asta. Și anume, timpul care trece pe Pământ, dacă vrem să călătorim distanțe uriașe, este de asemenea uriaș, este imens. Cu alte cuvinte, dacă ajungem foarte departe, nu prea mai are rost să ne întoarcem. Cine știe cum va arăta Pământul peste milioane de ani, dacă va mai exista, măcar sau nu, sunt posibile cataclisme cosmice care pot să distrugă o planetă întreagă și cu atât mai mult pot să distrugă speciile care trăiesc pe planeta respectivă. Deci aceasta a fost vestea bună și anume faptul că nu există o limită teoretică a distanței pe care o putem parcurge într-o viață de om din punctul de vedere al omului de pe navă. Dar acum a doua veste proastă, cea care ne va arăta că vestea bună nu este chiar atât de bună cum pare. Universul este în expansiune și probabil o să vorbesc despre asta într-un alt clip. Această expansiune se manifestă în spațiul extragalactic cu atât mai puternic cu cât câmpul gravitațional este mai slab. Așa că oricât de mult ne apropiem de viteza luminii, s-ar putea să nu putem parcurge spațiile care sunt foarte rarefiate în galaxii, spațiile intergalactice în care câmpul gravitațional este practic zero, din cauza expansiunii Universului. Iar dacă ținem seama de faptul că galaxiile de dincolo de limita de observație a Universului se îndepărtează de noi cu viteze mai mari decât viteza luminii, atunci înțelegem că acolo nici măcar teoretic nu avem cum să ajungem. Și încă ceva, chiar dacă am reușit să ajungem la miliarde de ani lumină distanță, am găsit Universul așa cum va arăta peste miliarde de ani. Adică o astfel de călătorie la distanțe imense înseamnă și o călătorie în viitor, sărind peste timpuri imense. Și s-ar putea ca imaginea Universului de peste miliarde de ani să fie deprimantă. Dar și despre asta vom discuta cu altă ocazie. Încă ceva, nu uitați că discuția despre călătoriile cu viteze relativiste a fost pur teoretică. Dificultățile tehnice și energetice pentru a accelera o navă cosmică în timpul măsurat pe Pământ mii, milioane de ani cu accelerația de 9,81 metri pe secundă la pătrat, sunt atât de mari încât nici nu merită să ne gândim astăzi la soluții tehnice, ca să nu vorbim de cantitățile fantastice de energie de care ar avea nevoie nava. Am pornit deci de la întrebarea cât de departe se poate, teoretic vorbind, călători într-o viață de om. Și am găsit două răspunsuri. Dacă durata vieții se măsoară pe Pământ, atunci putem călători la limită atâția ani lumină câți ani durează viața unui om. Dar dacă durata vieții se măsoară în sistemul de referință al navei, teoretic putem străbate distanțe oricât de mari, măsurate în sistemul de referință al Pământului. Așa că, dacă ați crezut că întrebarea cât de departe se poate teoretic călători într-o viață de om are un singur răspuns, atunci lumea nu este cum credeți. La revedere!